Ia uite, ia. Ha. Bani aruncați aici. Ia uite aici, lucrare, da. Poftim, uite-te aici, da. Uite-te aici, le-ai toate cu degeta. Fii atent, da. N-ai cum așa ceva, n-ai cum. Ha. Uite-te bine, da. Tot, eu. Așa arată acum școala din localitatea Clopodia. Aceasta a fost renovată în urmă cu doar un an de primăria Comunei Jamu Mare. La doar un an distanță, școala arată deplorabil. De pe această unitate de învățământ, tencuia la pică, iar urmele de igrasie brăzdesc toți pereții. Școala din Clopodia, sat aparținător Comunei Jamu Mare, arată deplorabil, deși a fost renovată în urmă cu doar un an de zile. Părinții își aduc copiii aici în igrasie și condiții improprii. Mai mulți cetățeni ai localității ne-au chemat să vedem cum arată o investiție de peste 20.000 de euro la doar un an de la finalizare. Mie, catastrofă, domnule. Catastrofă. Pe dumneavoastră, uitați-vă dumneavoastră cum e. Uitați-vă dumneavoastră cum e. Cum vă explicați că la doar un an de când a fost refăcută fațada, arată în felul acesta? Pe lucruri de mântuială. Au dat banii aruncați așa, iurea, oamenii nu știu, li frică. Păi, a să vedeți dumneavoastră vreodată pe cineva să vină. Păi, stai să vă duc prin spate, haideți prin spate, domnule, să vedeți și spate. A fost frumos prima săptămână. Doar o săptămână a ținut minunea? Păi da, că după aia, nu știu, au apărut pete de igrasie, ori renovat, știu că ori mai făcut și după aia au apărut. Cum catalogați această lucrare? Nu știu. Materialele nu-s bune. E făcut de mântuială, la repezială. E făcut să fie făcut, nu să țină. Școala e cam rea pe din afar și pe din înăuntru. Altceva ce să vă pot spune? N-avem dispensar aici, n-avem... Ce v-ați mai dorit să se facă? Să se facă multe. Și pentru copii să se facă un teren de fotbal, să se facă o... Să aibă și un loc de joacă, că numai aici să-i aducem. Altceva. Ați încercat să vorbiți cu domnul primar Petre Gagea? Nu putem vorbi cu el, nu. Am mers la primăria Comunei Jamu Mare în speranța că îl vom găsi pe primarul Petre Gagea pentru a ne spune partea lui de adevăr. Ai accesat? Primarul Comunei Jamu Mare, Petre Gagea, nu ne răspunde la telefon și nici nu l-am găsit în primărie. Am încercat să discutăm cu dumnealui, întrucât i s-au adus acuze extrem de grave și am vrut să-i oferim dreptul la replică. Cum nu l-am găsit pe edil, am stat de vorbă cu viceprimarul Comunei Jamu Mare, Luciana Babei. Nu cred că, adică nu cred că chiar 30.000 de euro, undeva între 20-30.000 de euro, nu aș vrea să greșesc, nu știu cât a fost exact contractul. Da, lucrarea de renovare a fațadei școlii este greșită și aceea, deoarece trebuia, în primul rând, izolație între fundație și pereți și o tencuială nouă. Nu s-a respectat părerea unor profesioniști în domeniu, s-a mers din nou pe o fușăreală care nu avea să țină om. Din nou am anticipat, am spus că nu va ține nici măcar un an de zile. Drept dovadă, nu are un an de zile de când s-a recepționat acea lucrare. Și, în mod evident, igrasia și umezeala face ca material, acel material superficial să se desprindă de pe fațadă. Primarul Comunei Jamu Mare nu ne-a contactat până la difuzarea acestui material, deși știe că l-am căutat la primărie și are două apeluri pierdute de la jurnaliștii Europa Nova.